aici și o minge de la campionatul Euro 2016 și o să vorbim și despre Euro 2016, nu vă faceți griji. Nu uitați să apăsați un like, un share, vă abonați, vreau să zic un pun butonul de like, dar nu vreau să-mi iau copyright. Gigi Sherry. Și da, hai să începem la episod. În primul rând, fotbalul este cel mai jucat sport din lume și cel mai practicat sport din lume. El are foarte mulți jucători și mai ales de performanță, nu numai așa care se antrenează ca să devină, ca să joci la echipe, nu știu cum ar fi, Boema sau... Asta știu, o echipă proastă, nu știu. Dacă spun cumva... Longfortown, o să fiu înjurat, dar este proastă Longfortown dacă nu făcea quick bună în carieră și etică. Mă rog, hai să spunem Real, fără jocuri, fără nimic, a făcut o quick bună, că a făcut o bovi bună, că a făcut o regen bună. Nu, Boeman și Longfortown sunt niște echipe extrem de proaste, adică jumătate stea și o stea. Mă rog, acum nu vorbim despre echipe proaste. Cea mai bună echipă, după părerea mea și după părerea mulți, este Barcelona. Dacă aveți o altă preferință, nu știu cum ar fi Bayern München sau Juventus sau Real Madrid, să puneți în comentarii. A mea este Barcelona. Cel care a marcat cel mai frumoase golul, cred că este Ibrahimovic. Să spuneți și părerea dumneavoastră, dar acum hai să mai facem păreri, să facem mai informații reale. Cel mai recent campionat de fotbal este UEFA Euro 2016, în care s-au înfruntat toate echipele Euro din Europa, în care a vrut să participe și Anglia. Mă rog. Campionul acestui turneu a fost Portugalia, când a jucat Portugalia-Franța și Franța a fost favoriții, chiar și eu i-am favorizat, dar mă rog. Și da, a fost 1-0 în prelungiri. Adică nu prelungirile 90+3, la 200 până la 120 de minute, dacă știți ce vreau să spun. Și această minge este de la UEFA Euro 2016. Uitați, are și o ștampilică mică aici, nu e chiar mică. Și jucătorul cu cele mai multe baloane de aur este Lionel Messi, argentinianul Lionel Messi. În urma lui vine Ronaldo și în urma lui vine Neymar. Ei sunt cei trei care au balon de aur. Și nu știu dacă mai are cineva balon de aur. Nu, Iniesta nu are. Mă rog, dacă știți cineva în afară de Neymar, Ronaldo și Messi care are balon de aur, să-mi spuneți în comentarii. Eu nu știu, sunt un prost și nu știu de ce mai fac videoclipul ăsta dacă nu știu nimic despre fotbal, dar mă rog, eu fac ca să iau film mai multe de la voi, ok? Da. Cum te știu că este episod, nu te-ați dați un like, un ceas, un abonat. Eu vă zăbat! Pa!